Pe neba.com găsești jocuri ieftine, codul ai hey le face și mai ieftine. Link în descriere, ok, pa. Salutare tuturor, chel cu tricou muștar aici, bine ați revenit la Topicraft. Astăzi îmi voi construi primul și propriul și personalul meu magazin. Fix acolo, oameni buni, și o să fie un magazin în formă de cap de sconks, pentru că tot am scos acea melodie foarte, foarte șmecheră cu sconks. Ce se întâmplă? Ai venit cumva să vinzi chestii? Mamă, hai că-ți dă cineva diamondoruri de alea Ia să vedem ce mai e ai pe aici Red concrete, bă, ăsta e frumos Dar uh, nu Iar în rest, chestiile pe care vrei să le uh, vinzi sunt foarte cringe Ar trebui să-ți fie Rușine, am o idee tu și o secundică Treci acolo Exact, și rămâi acolo cu tocul lame O să vin să fur din lamele astea la un moment dat, dar nu acum, pentru că acum am altă treabă. Să nu pleci de acolo. Astăzi mergem să facem rost de niște black concrete, pentru că trebuie să facem acest sconks, da, va fi un magazin în formă de sconks și după ce facem acolo așa a, magazinul de sconks, aici vom mai face încă un magazin, iar aici a, voiam să las o zonă foarte liberă ca să se vadă magazinele alea ale mele, știi, să se vadă magazinele și de aici și eventual să fie drum, să fie drum și aici... Oh my God, ce idee bună, să fie drum. Uite așa, mă, fratii exact, ca să nu mai vină nimeni să construiască aici ceva. Și aici că e, că practic, desigur că practic... Apăsați butonul de like, am uitat să mă milogez de like-uri, vă rog, oameni buni. M-am chelit azi dimineață și merit like-uri, pentru că m-am chelit, probabil. Hai să mergem cu acest black concrete powder, care este mai mult decât este necesar, sincer, să fiu cu voi. Și... Vom merge aici la acest Ce Dumnezeule mare este ăsta Uite așa și o să punem Uite așa și apoi urcăm aici Și apoi facem pam 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 Și o să urcăm foarte foarte mult Și o să consumăm toate aceste blocuri de, 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 de concrete powder ca să facem concrete Sunt un picut cam sus, băieți, o să fiu sincer cu voi, mi-este foarte frică efectiv nu se mai vede pământul în acest moment. 319, ăsta e un număr foarte ciudat și ce o să vreau să fac, o să scot blocul asta de aici și o să pun un bloc de zăpadă ca să rămână blocul asta de zăpadă suspendat aici. Și acum. Acum trebuie să mă arunc de aici, bro. Ok, o să mă arunc și o să sper că... Oh, no! Ok. Mamă ce, m-am speriat că nu mergeam în... Nu mergeam în direcția bună. Am crezut că pic în apă și eram undeva pe acolo. Oh, God. Există o mică problemă. Trebuie să fie apa acolo. Trebuie, dar n-aș vrea să se mai ducă... Atât de departe blocurile mele, așa că voi face ceva de genul ăsta, da? Și acum o să fie apă care curge. Sabi! Bă! Sabi! Bă, hoțule! Hoțule! <laughs> Sunt... <laughs> Sunt black concrete mele! <laughs> Perfect, mergem înapoi acasă pentru că astăzi, după cum spuneam, vom face primul magazin de pe Topicraft. Nu primul de pe Topicraft, ci primul meu magazin de pe Topicraft și voi avea nevoie de idei de la voi în secțiunea de comentarii pentru cel de-al doilea magazin. Cel de-al doilea magazin aș vrea să fie altfel, să nu mai fie un cub cu fața unui sconks. Și că veni vorba de sconks, eu trebuia să am undeva pe ecran skinul de sconks. Am skin de Skonks pe ecran, acum tot ce trebuie să fac este să scap de această lână pe care am pus-o în mod ironic, desigur. Uh, și de tot acel lemn care și el a fost pus, desigur, în mod ironic. Mă, singura problemă adevărată va fi intrarea, oameni buni. Deci singura problemă va fi intrarea și vom pune doar un ochi și jumătate. <laughs> nu mai am. <laughs> De asta, pe care oricum l-am furat! Ăsta este brown concrete, dacă nu mă înșel. Și vreau blocuri de zăpadă la mine și uite așa, deci așa va fi, iar aici va fi niște black concrete, uite până aici, 1, 2, 3. Și hai să facem așa și în cealaltă parte. Bă, Deci eu cred că o să arate foarte, foarte frumos când o să fie gata. Și toată lumea și va da seama că este un skunks și apoi se vor duce să asculte melodia, nu-i așa? Hai să facem uite așa, trebuie scos tot lemnul ăsta de aici. Uite așa și punem una, două, trei, patru, cinci, șase. Perfect, perfect. Bă, ne lipsește undă de la acolo, dar o să găsim noi. O, de fapt eu am uh, brown și aș putea să pun. E fabulosul skonks. El este. <laughs> e de bronz. Asta îmi place să văd. Skonks, skonks, e un skonks, skonks. Ah! am căzut jos, jos, jos. Poate sunt mai mulți, păi total adevărat că sunt mai mulți. Și aici vine la fel niște concret, ăsta. Bun, eu zic că fața sconxului este efectiv gata, oameni buni. Deci fața sconxului este efectiv gata și cam așa arată. Îmi lipsește ochiul ăsta, dar haide foarte repede să mergem până acasă să găsim niște, cum îi zice, niște cocobinuri, exact, cocobinuri, oameni buni, pentru că vom vrea să facem niște colorant foarte, foarte frumos. Apropo, ați văzut acest minunat părculeț pe care l-am făcut aici, bă, deci arată extraordinar, l-am făcut pe live, oameni buni, um, și arată absolut genial, zic eu, avem acește, ace, ace, aceste mere, care de fapt sunt niște... Am uitat ce sunt astea, ce fel de blocuri sunt astea, dar sunt niște blocuri. Mi se pare că sunt blocuri, mă rog, mini blocuri de uh, blocuri de redstone. Și arată ca niște mere și le-am pus în copac și o să vreau să pun mai multe și avem aici uh, acest uh, covoraj de picnic cu acel mic... Uh, Cest acolo În rest avem băltoaca asta Unde eu aveam două salamandre Și cineva mi le-a furat Este un hot pe seria asta, oameni buni Să-mi scrieți în secțiunea de comentarii Cine credeți că mi-a furat salamandrele Ok, era un efectiv primul cest Pe care l-am verificat ce gamer Și vreau un brown dye Iar acum ce mai vreau Mai vreau niște nisip Care este desigur uh... Unde Dumnezeule mare este gravel și cu nisip Băi, știu că mai aveam Haideți să vă arăt ce am, ce am mai făcut aici. Este o cameră specială pentru furnasuri oameni buni. Avem aceste patru furnăsuri normale aici, iar în rest avem o grămadă de blast furnăsuri și de smokere pentru mâncare. Mă gândeam să fac un sistem automat de prăjit cu cesturi, dar nu ar fi încăput deloc ok aici, ar fi fost efectiv mult prea mare. Asta a durat un pic mai mult decât ar fi trebuit. Exact, brown concrete powder, oameni buni, ce Dumnezeule mare să vindem noi la magazină, ce am putea noi să vindem. Deci, asta e fața sconxului, acum trebuie să începem pe părți, stați așa să întorc și eu pe o parte. Mamă, dar mai trebuie niște gri sau ceva. Iar pe o parte nu o să vă vină să credeți, dar aparent. U, uh, asta o să fie un pic aiurea, că partea asta ar trebui să fie neagră, dar aici nu are cum să fie cu negru. Bine, atunci vom face, uite așa. Deci, acum, toată partea asta trebuie să fie cu negru, în afară de, la mijlocul sconxului, adică, dacă nu mă înșel, stai așa să fac, uite așa, mamă, dar se sparge mult prea repede, firar. Se sparge mult, mult prea repede. Hai să scăpăm de asta și de asta. Deci, la mijlocul sconxului care este, aici și acolo și una, două. Perfect, perfect. Și acum facem așa. Mă, ce Dumnezeu se tot aude, mă? Hai să mă puțin. Și am zis eu că și aici trebuie să fie tot cu negru, nu-i așa? Pam, pam. Și încă două. Deci, aici, în zona asta, fix în zona asta pe care am lăsat-o eu liberă, trebuie să fie urechea sconxului, oameni buni. Este urechea și avem nevoie de niște ceva cu gri și mă gândesc eu că am putea să lăsăm gravel și apoi o să-l schimbăm, o să-l schimbăm după aia în niște, uh, cum îi zice, în niște concrete de ăsta cu gri. Și facem pam, 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 pam până aici, gata. Iar aici în mijloc, desigur, după cum spuneam, va fi urechea sconxului care, dacă nu mă înșel, este așa și o să punem gravelul, uite așa, perfect, gata, acolo este urechea. Spatele sconxului. Spatele sconsului U și tavanul. Spatele sconxului și tavanul uh, funcționează în felul următor. Deci avem două linii cu negru. Uite așa. Perfect. Una, două, trei. Pam, pam. Iar aici pe mijloc este cu alb, oameni buni. Pentru că așa este uh, sconsul, Are o dungă. Și acum aici desigur că trebuie la fel să punem un ăsta cu negru și dacă nu mă înșel, dunga asta vine uite așa, negru până aici, iar aici, desigur, iar negru. Iar aici a mai rămas doar să punem zăpadă. Perfect, perfect, uite așa. Scunsul meu, magazin este gata, deci nu pot să cred cât de repede a funcționat chestia asta. Sigur, ne mai trebuie urechile, dar... Mă, ce Dumnezeu se întâmplă? Ce facem? Jab, jab, jab. Oh, nu, e perfect. E perfect, oameni buni. Mi-am făcut griji degeaba. Este culoarea perfectă. N-am văzut o culoare mai perfectă decât uh, gen mov. În afară de griul ăsta, da. E mov. Mie îmi place movul. Și îmi place și portocaliu. Portocaliu e destul de frumos. Skunksu din melodia cu skunks este gata. Acum adevărata întrebare este cum dumnezeule mare am putea noi oameni buni să facem o intrare în skunksul ăsta care să nu fie foarte invazivă, să zicem. Cert este că vom face o intrare undeva, rămâne de discutat unde, iar acum ar trebui să scoatem de aici toată această podea de dărt oameni buni, pentru că aici vom face podeaua de la magazin și niște cesturi în care sau poate niște uh, berluri, da, că și alea sunt destul de frumoase, în care vom pune chestiile pe care le vom vinde. Și desigur, poate mi-ar trebui niște lumină, dacă nu mă înșel, și poate niște decorații aici, da, niște decorații. Cert este că se va intra pe undeva, din păcate nu pot să fac să intre pe aici, pentru că e cam aproape de celălalt magazin. Și nici aici nu aș putea să fac o intrare foarte frumoasă. Poate doar spărgând aici și punând o ușă de... Stați așa. O ușă de uh, iron. Eu zic că asta s-ar putea să fie o idee. O ușă de iron. Pum, pom, pom, pom. Uh, minunat. Uh, vreau mai multe de astea. Uite așa. pam, pam. Deși pe jos am putea să facem cu altfel uh, un pic uh, designul, dar o să lăsăm așa deocamdată. Deci, cum de am reușit să nu pun acolo un bloc, nu știu. Deci, scungsul este gata, podeaua este desigur gata. Eu zic să pun aici așa ceva și hai să încerc să aduc poate poate să aduc, cum îi zice uh, Insanity. Stai să vedem dacă vine după mine. Da, tata, vin un ace, vin un ace, vin cu ace insanity. Vino puțin. Unde, a fugit deja, mă? Mamă, ce câine alunecos, nu m-am uitat la ecran pentru câteva secunde a dispărut. Baba boy. Ce Dumnezeule mare e asta? E un robot într-un portal de nether. A, n-ave... să i Sami. Nu, n-a venit, a fugit, bro. Voiam să-i zic de zombiu buit acolo pe undeva care îmi tot urlă în magazin. Bine, hai să mergem să facem o ușă de fier, oameni buni. Să vedem dacă ar arăta suficient de invizibil, să zicem, ca să nu fie nevoie să facem o intrare ciudată la sconks. Așa că hai să facem, uite, așa și... Am foarte, foarte mult iron fix în cestul ăsta de aici, da? Și vrem o ușă. Uite așa, perfect. Două uși, chiar trei, de fapt. Am, am, am două dacă aș vrea să pun două. Bun, nu vreau asta acolo. Vreau să pun înapoi acest... Vreau și un pressure plate. U, alea sunt mișto. Nu, ăsta e altceva. Aha, pressure plate. Perfect. Deci hai să luăm aceste trei uși și pressure plate-ul să vedem cum uh, arată intrarea în uh, skunks Dacă o să punem o ușă de asta cu alb. Ia să vedem. Deși... O, oh, să încă aici. Let's go. Deși vă zic de pe acum, cred că o să arate cam ciudat. Uh. Și să pun, după cum spuneam, două uși așa și cu niște pressure plate-uri și să intri așa. Iar aici, în continuare, să rămână asta cu negru. Ce ziceți, ha? Și aici să facem un drum. Păi așa că nu e ok. Să facem un drum și să se cunoască faptul că e un drum. Aha, da, 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 da. Uite, ceva de genul. Facem, uite, așa. Și aici se va cunoaște că poți să intri la magazin pe acolo. Și poate să punem un sem, Ca să nu fie nevoie să stricăm minunata față a sconxului băieți Și se va intra după cum spuneam pe aici Iar aici cred că vreau din nou să fac uite așa ceva Heart of the sea-urile O să-mi păstrez unul Dar mai am două pe care aș putea să le pun la vânzare O armură de calde aur Iar aici desigur avem asta pentru a ieși afară Bine ne mai trebuie lumina aici, dar prima dată vom începe cu cesturile. Deci, cesturile vor fi... Aici va fi uh, casa, cum ar veni. Și aici vor fi cesturile care vor fi puse, uite, așa. Și care vor fi... Suspendate pe o chestie de cuarț care este întoarsă O scară de cuarț că tot am făcut rost de cuarț Oameni buni, trebuie să avem un design frumos acolo Și mai important de atât ne trebuie lumină Pentru că este foarte întuneric acolo în acest moment Uite, exact, exact Block of cuarț și cuarț stairs Și am zis eu că ar trebui să pun la un moment dat acest crafting table undeva Ia să vedem Vreau așa și sunt perfecte ce mai avem pe aici ce am putea să folosim? Quartz pillar sunt frumoase. Din păcate nu mai avem altceva decât blocul ăsta de quartz, nu? No? Avem niște iron acolo, dintr-un motiv sau altul. Un disc muzical am putea să vindem, pentru că am două. Și cu aceste glass bottles, știi ce ar trebui să fac? Stați așa, stați așa. Uh, un diamant Voi lua un diamant și o să merg să cumpăr de la Ganicus De la magazinul lui Voi merge să cumpăr niște Glow Squid Ink Sec de alea Ca să pot să pun lumină Nu mai am chef să mă duc și am înțeles că Ganicus a modificat prețurile Ia să vedem aici Un diamant pentru 32 Rezonabil, oameni buni Stați așa să punem... Uh... Nu știu unde faci plata, așa că o să-i las diamantul acolo da, nu, nu știu exact unde Faci plata așa că o să-i las diamantul acolo Ia să vedem, facem așa și așa Și avem și aceste lumini pe care vreau să le pun Vreau să le pun, dar nu ajung până sus Stai că fac uite așa Una, două, în trei Și, după cum spuneam, acolo una Acolo în colțuna, acolo una și acolo una Gata, avem lumină aici Putem să facem așa. Iar aici, după cum spuneam, aș vrea să fie niște scări care să stea invers, uite așa. Perfect. perfect. Acolo nu cred că vreau. Aici nu. Ugh. Aici nu cred că vreau pentru că aș vrea să rămână uite așa. Iar eventual pe deasupra aș putea să fac niște chestii interesante de design, dar o să vedem după. Și ce spuneam eu, aș vrea aici să mai fac ceva, numai că nu știu exact cum ar veni treaba asta. Aș vrea să am niște două de alea. Uu, am spart bine de tot, băieți. Și cred că aici o scară întoarsă invers, na? Ce ziceți? Ha? Eu zic că arată bine, eu zic că arată destul de bine. Eventual pe aici niște plante, alte chestii și uh, vom pune două cesturi, uite, fix așa. Separate sau împreună, împreună. Împreună, uite așa iar acolo se va face plata, iar aici vom avea niște chestii foarte drăguțe în ghiveci, pe aici eventual. Oh my god, am o idee, fii atent, fii atent, fii atent. O să fie slaburi boy. puse la întâmplare și pe ele vor fi plante. Ce ar fi să punem pe peretele ăsta, uite așa un semn și să scriem preț, două puncte, un diamant, slash per, enter, uh, slot, chestul, din dreapta Perfect, gata Și voi vrea să colorez textele astea, oameni buni Dar oare cu ce culoare? Ziceți-mi repede, o culoare frumoasă Cu care să colorăm cesturile Intrarea este foarte tristă în magazinul ăsta Dar e ok, sunt destul de sigur că toată lumea își va da seama cum funcționează Deci Ok, ok Îmi place, îmi place Și acum cu roșu Wow, my god, arată foarte frumos. Arată frumos, oameni buni. Mamă ce te dor ochii când intri și vezi astea direct. Bine, arată ok. Nu putem oare să le, ia, să le recolorăm cu altceva? Uuu, uh, funcționează, am înțeles. Bine, o să ne mai hot hotărâm noi la uh, culoare. Dacă aveți o sugestie, lăsați-o în secțiunea de comentarii trap doruri pe post de suport. Mă, cred că trap erau mai bune, că sunt și mai mici, dar alea nu... Nu, alea nu sunt ok, că... Ba da, sunt, că punem... Punem alea în partea de sus. Gen eu chiar am pus aceste slaburi într-o poziție nefirească. Iar aici va trebui să avem un flower pot și hai să punem pentru prima dată un silver azalea. Ce ziceți? Eu zic că o să arate frumos după ce avem peste tot aici pus. A, acolo, perfect. După ce avem peste tot pus de astea, acum îi zice trepdoruri, trepdoruri oameni buni, din păcate o să ne chinuim puțin și o să îl scoatem pe ăla de acolo și o să-l punem. Toma acolo sus. Perfect, perfect. Ăla de acolo iară va trebui să fie pus aiurea, dar mă rog. Deci avem astea. Hai să punem câteva ghivece și să le umplem cu niște chestii. Ia să vedem. Putem să punem trestie? Nu putem să punem trestie de zahăr. Aparent m-am înșelat, dar bambus merge. Așa că vom vrea să mai facem, uite așa, niște sapling -uri acolo și cred că dincolo voi vrea să pun această floare albastră. Deci cam așa va fi oameni buni, vor fi aceste plântuțe frumoase peste tot. Eventual, poate, mai păcălim cumva ceva design pe perete cu floare de aia șmecheră de atârnă oameni buni. Floarea șmecheră care atârnă în, în baiemurile noi din Minecraft 1.18. Aia cu mov sau cu roz. Și pe tavan o să punem mos. Ăsta trebuie scos. Și uite așa. Și facem pam, 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 pam. Ia să mă asigur că funcționează. Nu funcționează. Lasă că o să spargem tavanul și o să-l reconstruim. Ca să extindem mosul. Uite așa. Peste tot va trebui să fie mos. Iar aici în câteva locuri să și coboare mosul câte puțin, uite așa, perfect și cred că în partea asta voi vrea să mai coboare puțin, uite așa cu câte două, lasă că o punem mai sus în alte locuri, nu o să știe nimeni că nu e la aceeași uh, înălțime. Deci, trebuie să scoatem tavanul, să facem mos peste tot acolo. Poate se extinde totuși de unul singur, dar nu cred, vedem. Și eventual, cred că e un pic cam mult mos aici în mijloc. Eventual facem, uite așa. Și poate punem blocurile de mos mai la perete, uite, acolo și acolo, a? Ca să fie mai liber în centru. Vedem. Deci, Aici cred că vom schimba ăsta în text verde, oameni buni. Text verde. Cred că textul verde o să arate foarte frumos. O să mai punem niște plântuțe de astea suspendate. Și cred că magazinul sconsului este efectiv mai mult sau mai puțin gata. Să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă v-a plăcut. Hai să vedem dacă este cineva un pe server ca să îi și prezentăm magazinul și să vedem ce părere are de chestiile pe care le-am pus la vânzare. Hai cam să-ți arăt cea mai șmecheră construcție pe care ai văzut-o în viața uh, okay, ta. Ok, ok. Sunt uh, efectiv aici. Hai încoace, hai încoace că ai trecut de ea. Okay, ai okay. trecut de ea și n-ai observat-o, bro? O, oh, ba da, cred că se uită Sami la aici. O se James uită Sami. a văzut-o Sami. A văzut-o Sami. A, văzut a trecut a ieșit. pe ea. Mamă, i-a plăcut atât de mult de multă cât a ieșit de pe server. Da, a ieșit să asculte melodia, bro. Ignoră textul colorat de aici Deci ăsta okay. Da, trebuie să-l fac cu verde Ce zici de designul ăsta frumos, cu mos pe tavan Și plantele astea care sunt suspendate Și puse pe aceste uh, trapdor Baba Bowie. Extraordinar, mie să cumpăr tot ce e aici Păi da, uite-te încesturi, vezi dacă vrei să cumperi ceva Că na, am pus la vânzare Am, um, am um, um, Dacă vrei mai dai un discu, nu-i problemă <laughs> da. unde, unde, unde ai Patin... toate? Am avut noroc să găsesc nu vrei să cumperi nimic de aici, pe bune? Uh, hai că am nevoie de niște glow song. Ce trebuie să-ți dau? Este un diamant per slot, gen Da, adică nu orice... am bani, îmi pare rău, pink Bine mă, dacă nu vrei să cumperi Băi, ok, sunt primele chestii Sunt conștient că nu sunt atât de utile uh, Dar am vândut mărul de aur legendar la un moment dat Pentru niște diamante Și de asta acum nu mai am ce să pun la vânzare Dar zim cum ți se pare din fața? Eu zic că a ieșit foarte, foarte eu, bine sconsul Eu am un singur cuvânt pentru creația asta zi. Ce, e de bronz sau nu? Skongs. Atât. E, e sconks tare sconx. de tot. Și la spate, e uite, ce are, are dâră albă, știi, cum are sconks adică nu e negru complet. I-am făcut și urechile cu gri, wow. exact cum e skin -ul. Păi, next level, mă, singura chestie care mă supără este că intrarea este printr-o parte, dar n-am cum să stric fața de sconks ca să intru pe aici, știi? Da, uite că Insane are pălăria asta mai mare decât tine, te eclipsează. Păi, ce vrei să pun pălărie la sconks? Că da, pune-i pălărie, scump ce, ce fel de pălărie aș, aș putea să-i pun o coroană de aur? Din o, blocuri da, de aur? E și mai bine o. Sau de bronz Păi efectiv, de bronz, de bronz. Dar, dar gen bronzul e aurul, bro, că arată cam la fel, știi? Bro, coroană de aur este genial că cupru ar fi mai bine, că na cupru, Nu, că cupru se facă verde după și urât da, Noi îi, îi facem de aur, bă, eu îmi permit mă să fac o coroană întreagă de blocuri de aur, adică nu te gândi că sunt sărac sau ceva, știi? Ai mult -ai. aur, a? Am ai foarte aur. mult aur. Hai, uh, wow. hai că eu o, okay. să, o să mă duc să fac rost de o grămadă de aur, o să pun coroana la sconx și ia zi tu repede, ai vreo idee pentru cel de-al doilea magazin al meu, care este efectiv fix în dreapta ăstuia? Ia, yeah. ce vrei să faci pe aici? Păi asta e că nu știu ce aș vrea să fac, dar vreau să fac o chestie care să nu fie cubic, mă înțelegi că este Oi, sconxul cubic ăsta. Ai făcut un skongs. Okay. Avem mâncare de pui, okay. avem burgeri, dar nu avem ceva de vaci. Unde sunt vacile? Păi mă, nu vreau să păi fac un fac cap un vaci? de... Nu vreau să fac cu vaca, că nu vreau să fac un cap de vacă. Vreau să fac ceva care să nu fie cub. Uite cum are Luca ăla de e mai rotunjit așa, sau știi? Da. La, deci lui au ieșit bine, știi? Vreau să fac și eu ceva care să, să fie ca un fel de artwork, știi? Să intri în ceva. Ia știi ce? Ia zile oamenilor să apese butonul de like și gata, ne revedem pe data viitoare. Dați like!